Bună, dragilor! Astăzi filmez pentru voi un clip de tip grocery haul. Să vedeți ce cumpărături fac și în materie de alimentație și nu numai. Pentru că până acum v-am arătat cosmetice, hăinuțe și am zis să mergem și pe o altă latură. Am să încep cu Lidl. Am fost în Lidl, am fost în Kaufland și în puțin în Cora. Și în Selgros. Din Selgros am luat foarte puține, două lucruri, o să vă arăt. Multe le-am cumpărat din Lidl și din Kaufland. Și haideți să vă arăt așa, o să iau de aici. Am să încep din partea aceasta și am cumpărat cașcavalul nostru preferat de la Goudam, Bledino. Am luat doar o singură caserolă din aceasta. Am cumpărat două caserole de brânză cu mucegai. Dar acum văd că una este dulce și una este picantă și mie îmi place cea picantă, dar asta este. Mie îmi plac foarte mult brânzeturile și mai ales aceasta din Lidl, cea picantă. Am cumpărat un alcool sanitar. Am cumpărat niște chifteluțe. Unele sunt vegetale, acestea sunt vegetale, au costat cam 9 lei, iar acestea sunt din carne de porc. Am cumpărat două borcane de file de herin cu roșii uscate în ulei. Este foarte bun și are și condimente, dacă puteți vedea voi. Am cumpărat parmezan, o bucată. Am mai cumpărat și parmezan bucăți. Pentru salată. Am cumpărat 3 plicuri așa. Am cumpărat lapte de la Pilos. 1,5% grăsime. Am cumpărat două pachete de șervețele. Unele sunt pentru lemn, celelalte sunt pentru suprafețe multiple. Sunt foarte bune și miros foarte bine. Și ieftine sunt. Am cumpărat această salată de ardei copți. Îmi plac foarte mult. Am cumpărat 4 punguțe de merișoare. Mie îmi place foarte mult să mănânc merișoare. Sunt și foarte bune, ajută la digestie. Și am luat 4. Am luat 3 tablete de ciocolată din acestea Krusty Choc. N-am mâncat niciodată. Am mai cumpărat 2 așa, foarte bune sunt. Aici am mai luat murături, sunt gogonele, abia aștept să le mănânc. Aici am mai luat niște lămâi, o rădăcină de ghimbir. Am luat 2 iaurturi cu fructe. Aici am luat brânză proaspătă de vaci cu alune de pădure, migdale și nuci. N-am mâncat niciodată. Să vedem cum este. Aici mai am niște dischete de machiante de la Sien. Am luat 3 pungi cu niște rulade de ciocolată. Am luat niște mini batoane din acestea. Am mai luat niște biscuiți cu ovăz pentru că îmi plac foarte mult. Am luat această cutie de tablete de ciocolată. Și aici am luat mai multe, acestea sunt bomboanele mele preferate, sunt cu lichior, îmi plac foarte mult. Am luat atât de multe cât vedeți voi acolo și mai am încă, pentru că urmează să le trimit cadou. Și cam astea sunt cumpărăturile din Lidl, acestea sunt cumpărăturile făcute din Kaufland. Ce vreau să menționez încă de la început este faptul că, nu știu cum se va numi acest clip, cumpărături săptămânale, cred, pentru că nici de cum nu sunt cumpărături lunare, făină, zahăr. Nici nu prea folosim zahăr, foarte puțin, doar la cafea și făină nu prea folosesc. Nu veți vedea în acest clip alimente de bază și nici foarte multe cumpărături pentru curățenia casei, pentru că le am deja. Mi-am refăcut stocul recent la aceste produse și nu am mai cumpărat. Deci acest clip cred că se va numi cumpărături săptămânale. Nu sunt nici pregătiri de Crăciun sau de Revelion. Dacă vreți, apropo, dacă vreți să vedeți, eu am să fac sărbătorile. Revelionul îl voi face acasă, voi avea invitați, voi organiza o petrecere. Și dacă vreți să vedeți cum aranjez
nu știu, aperitivele sau cum aranjez masa de revelion, lăsați-mi în comentarii și am să filmez pentru voi aceste pregătiri și mai ales cum arată totul la final. Deci să trecem la cumpărături. Am cumpărat o cutie de Ferrero Rocher pe care, după cum vedeți, am devorat-o jumătate în mașină. Am cumpărat două caserole de pulpe inferioare de pui pentru că aș vrea să fac o mâncare, aș vrea să gătesc, așa. Aici avem niște mușchi. Nu am cum să vi-l arăt pentru că este feliat. Am cumpărat niște măsline vărsate. Am cumpărat acești ardei umpluți cu brânză. Arată delicios, abia aștept să mănânc. Am cumpărat foarte puține măsline, nu știu cum sunt, și am zis să le încerc. În plus, numai eu mănânc măslinele acestea verzi și am zis să le încerc întâi și apoi să le recumpăr dacă îmi plac. Am cumpărat și herring marinat. Am luat niște piper cu usturoi. Am luat niște condimente pentru pui cu boia. Soțul meu a cumpărat două pateuri din acestea de la Antefrig, nu știu cum sunt. Am luat 3 sau 4 borcane, 3, de roșii. Acum văd că unele sunt pulpe și unele sunt cuburi de cojite, pentru că v-am spus vreau să fac un ostropel de pui. Am cumpărat două borcane de zacuscă. Una este picantă, nu, ambele sunt picante, dar una este de la Olimpia și una este de la Bunătăți de Topoloveni. Să vedem care este mai bună. Cea de la Olimpia o știu și, sincer să fiu, nu mă dă pe spate, însă a fost cea mai bună variantă la acest moment. Pateul meu preferat este acesta de la Mandi, de post. Și am luat așa, văd că a apărut unul cu trufe. Nu știu cum este, dar îl voi încerca și vă voi spune. Și preferatul meu este cel original, simplu. Deci am luat două original și două cu trufe. Am luat două conserve de herring, file de herring. Am luat 4 caserole de roșii sherry. Mi se pare cea mai bună alternativă pe timpul iernii. Acum când nu mai găsim roșii de grădină, mi se pare cea mai bună alternativă și sunt și foarte gustoase. Am luat o șampanie, mă rog, spumant, zarea, cu căpșuni, este dulce. Dacă puteți vedea voi aici, am luat niște portocale, îmi place să-mi fac suc de portocale. Bun. Am luat un broccoli să îl fac la abur. Am luat cafea, deja ne-am făcut o cafea acum. Eu le beau pe acestea de la Cibo și am luat așa, Elegant Aroma și Rich Aroma. Pentru că aceste două variante de cafea fac o spumă incredibilă. Și am luat aceste cafele. De obicei consum cam 5 cutii pe lună, 5-6, mai am și fără cofeină. Mi-am luat un iaurt grecesc, așa. Am luat un sos de caramel de la Dr. Oetker. Am luat mentă proaspătă, a fost destul de ieftină, cam 2 lei a fost acest pliculeț și cred că o să o pun la congelator sau o țin în frigider, nu știu. Am luat un castravete să mâncăm dimineața. Soțul meu și-a luat înghețată, mai pun și eu uneori în cafea. Aici am luat un prosop din acesta de bucătărie. Aici am luat un Lenor pentru că am rămas fără. Aici am luat niște șervețele din acestea pentru mâini. Aici unele demachiante. Am luat un santal de piersici și un Pepsi. Cred că îl vedeți. Și
Aici am mai luat un odorizant de toaletă. Din Cora am cumpărat chestia asta pentru cadouri. Este... Hai, focalizează-te, rog. Cred că puteți să vedeți, are niște paiete. Este ca un material, ca o pânză și se folosește pentru împachetarea cadourilor. Mi-am mai luat acest brăduț cu care îmi voi decora biroul. Apropo, mi-am cumpărat și un birou. O să vă arăt în clip. Am luat 10 felicitări. Bun. Și mai multe chestii din astea pentru cadouri. Și ce vreau să vă mai arăt, ce am luat din Cora, nu din, ce am luat din Selgros, este acest suport, imediat vi-l arăt. Și chestiile astea drăguțe pentru geam. Dar haideți să vă arăt minunăția aceasta, pentru că de mult îmi doream una. Și nu am găsit, am găsit acum și îmi pare rău că am găsit, adică este exclusiv de sărbători, dar eu o să o folosesc în permanență. Nu știu dacă puteți vedea, este superbă. Se pot pune bomboane aici sau eu, pentru ce o voi folosi, este să-mi pun aceste capsule de cafea. Cam așa ceva, mă rog, înțelegeți voi ideea, or să fie mai puține, cu siguranță. Cam așa ceva. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta și îmi place și acest suport. Dragilor, acesta a fost clipul. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, în funcție de cât de multe like-uri primesc de la voi, asta înseamnă că v-a plăcut clipul. Voi mai face și pe viitor astfel de clipuri, nu numai cu alimente, ci și cu produsele necesare pentru curățenia casei. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest clip și ne revedem la următorul. Pupicei, pa, pa!